Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre un subiect foarte interesant. Părinții lui Nicolae Ceaușescu au fost înmormântați cu preoți. În 1969 a murit tatăl lui Ceaușescu, Andruță Ceaușescu, iar în 1977 mama lui Nicolae Ceaușescu. Ambii au fost înmormântați cu preoți, deși se spune despre Ceaușescu că a fost ateu și că nu credea în Dumnezeu. Mai mult decât atât, Nelu Ciobanu, fostul director comunist al alimentației publice din județul Olt, povestește despre pomana care s-a făcut la înmormântarea lui Andruță Ceaușescu în 1969. Au fost 1200 de meniuri. Unii au intrat și de 3 ori. Nelu Ciobanu rememorează cum a fost organizarea înmormântării lui Andruță Ceaușescu, care a decedat în 1969 și a fost înhumat la Scornicești. Iată ce spune: eram șeful unei unități la alimentația publică atunci când a murit Nea Andruță, tatăl lui Nicolae Ceaușescu. Noi am făcut pomana lui Nea Andruță, 1200 de meniuri. Au intrat în câteva serii, unii au intrat și de 3 ori. La Scornicești s-a făcut pomana. Au adus-o pe babă, așa spune Nelu Ciobanu, mama lui Nicolae Ceaușescu, cu elicopterul. Era în Franța, la spital. Au adus-o la mormântare, a eterizat cu elicopterul în niște lucerni acolo. Noi obosisem, eram epuizați de muncă și îi zic directorului meu de pe vremea aceea: ne-am terminat dacă moare și baba. Și îmi zice: taci mă, omule, că murim noi și asta nu moare, bă. Și m-am potolit. Eu am avut o trupă de 15 ospătari cu care am servit prezidiul în curte. Acolo a fost tot comitetul central, a povestit Nelu Ciobanu, vorbind mai departe despre preferințele proaspătului președinte. Nea Nicu a vrut un țoi de ăla de 50 de mililitri, așa îi spunea, țoi de țuică. Maurer, Gheorghe Maurer, a băut 2. Trofin, Lina Ciobanu, erau toți sfinții aia la care ne-am închinat în școală. Erau tablouri mari, tot comitetul central pe perete în fiecare clasă. Eu i-am turnat apă minerală lui Trofin să se spele pe mâini. Un gestionar i-a turnat lui Nea Nicu. După aceea am schimbat sticlele și am turnat lui Coana Lenuța și el lui Maurer, și-a amintit Slătineanu. Pomana a urmat tot ritualul ortodox, deși lui Nicolae Ceaușescu i s-a reproșat dărâmarea multor biserici pentru a face loc noilor cartiere. Și mai spune Nelu Ciobanu: a fost cu popi, cu tot soborul, cu închinăciune. A fost extraordinar de pios, de minte lumea, nu-i adevărat, e trăită de mine treaba asta, am văzut cu ochii mei, spune Ciobanu, care ține să rememoreze și alte întâlniri cu Nicolae Ceaușescu. Mă duceam la Stoicănești cu trupă, până și cu porumb fierți, cu de toate. Nea Nicu era atât de popular, atât de... nu exista să fie din ăla simandicos. Dacă îi turnai apă să se spele, se spăla, dacă nu, nu, a spus Nelu Ciobanu. Așadar, am atașat și niște imagini cu mormântarea lui Andruță Ceaușescu din 1969. În subiectul, în video următor, vom avea un subiect despre mormântarea mamei lui Nicolae Ceaușescu și voi atașa și imagini de la acea mormântare. We'll be right back.
Thank you.